ferește, Sile. Acum 2 ani, CFR a avut 14 puncte avans în, și la înjumătățire s-au făcut 7. Au făcut un egal, noi am pierdut cu Craiova acasă. S-au făcut 8. Și în 2 etape au rămas 2. Trebuie să fii chiar un idiot notoriu să spui că ești campion înainte de a începe play-off-ul, da. Chiar dacă ai 10 puncte după înjumătățire avans. Chiar și cu 10 puncte nu se știe niciodată, ai pierdut 3 meciuri, s-a terminat. Deci, ce a fost atunci? 7 puncte s-au făcut 8. Ne-am dus noi, am bătut. Au rămas 5. Următoarea etapă i-a bătut Craiova, la Craiova, minutul 96. Au rămas 2, deci eram la mâna noastră. Nu mai erau la mâna lor. Aveau 8 puncte avans. Da. Deci nu e... Nu.